22 ianuarie. Conștienți de nevoia noastră. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15 cu 5. Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie să ne dăm seama de nevoia noastră. Trebuie să ne cunoaștem bine pe noi înșine. Hristos nu-l poate salva decât pe acela care se știe păcătos. Numai când ne vedem neputința, nu ne mai încredem în propriile noastre puteri. Numai atunci ne vom prinde de puterea divină. Divina Vindecare, pagina 455 O creștere constantă Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1,6 Hotărârea de a renunța la euul nostru nu trebuie luată numai la începutul vieții de creștin. Ea trebuie reînnoită cu fiecare pas nou către cer. Toate faptele noastre bune depind de o putere din afara noastră. Din acest motiv, trebuie să existe o continuă orientare a inimii către Dumnezeu. O mărturisire constantă, serioasă a păcatului și o umilire a sufletului înaintea lui. Primejdiile ne înconjoară, iar noi suntem în siguranță numai când ne simțim slăbiciunea și ne prindem prin credință de puternicul nostru izbăvitor. Divina Vindecare, pagina 455